Primăriile din județ au primit astăzi prin hotărâre de Consiliu Județean sumele defalcate care le revin din taxa pe valoare adăugată. Orașele au primit între 1 și 7 milioane de lei, în timp ce pentru comune sumele calculate de finanțele publice sunt între 670 de mii de lei și aproape 4 milioane de lei. Consiliul Județean așteaptă ca fiecare primărie să centralizeze cheltuielile pentru a emite o nouă hotărâre cu sumele de care are nevoie pentru funcționare. Din banii pe care avem la dispoziție la Consiliul Județean vom încerca să echilibrăm localitățile care nu au buget de funcționare. Deci, practic, noi în următoarea ședință de Consiliul Județean, când vom avea gata toate datele și vom ști exact fiecare primărie cu ce bani are și ce cheltuieli are, vom încerca să compensăm aceste cheltuieli, astfel încât la început de an, așa cum am făcut în fiecare an, toate primăriile să aibă bugete de funcționare. Reprezentanții Consiliului Județean spun că nicio primărie din județ nu ar trebui să aibă probleme cu plata salariilor. Doar cele care vor să înceapă investiții noi trebuie să aștepte aprobarea bugetului pe 2019. În ceea ce privește bugetul de funcționare al primăriilor, acestea nu au fost afectate pentru că, așa cum știți, 1 pe 12 din cheltuielile anului trecut pot fi aplicate și anul acesta și s-au încadrat. Oamenii au funcționat și au luat salariile, au plătit dările la stat. E vorba despre investițiile noi, pentru că nu poți să deschizi o investiție nouă până nu ai bugetul de funcționare aprobat. Cotele defalcate din taxa pe valoare adăugată se repartizează fiecărei localități în baza unei formule de calcul stabilită prin lege.